După ce am parcurs aproximativ 8700 de kilometri, am ajuns în Nairobi, capitala Keniei, un oraș cosmopolit care te fascinează prin clădirile impozante. Pentru aproape toți din echipa Dorcas, este prima vizită în această țară situată în inima Africii Negre. Kenya se întinde pe o suprafață de 583.000 de kilometri pătrați și are aproximativ 34 de milioane de locuitori care vorbesc ambele sau una din cele două limbi oficiale, engleză și swahili. Prima zi petrecută în Kenya a fost duminică, așadar ne-am adaptat programul unei astfel de zile. Am participat la un serviciu divin într-una din cele mai mari biserici anglicane din Nairobi, Catedrala Tuturor Sfinților, cu o comunitate mare de credincioși și 7 servicii divine în fiecare duminică pentru adulți, tineri și copii. Am rămas impresionați de diversitatea activităților în care sunt implicați membrii bisericii și modul lor viu de închinare. Ne-am deplasat apoi spre una dintre atracțiile turistice ale Keniei, Parcul Național Nairobi, situat la 8 km de centrul capitalei. Este primul parc național al Keniei, înființat în 1948, și arată aproape la fel ca la început. Pășuni sălbatice pe care trăiesc o multitudine de animale, cu excepția elefanților. După familiarizarea cu proiectele derulate de Dorcas în Kenya, echipa din România a fost pregătită să cunoască adevărata Africa. Grupul format din directorul Dorcas Aid România, Otil Odoroi, 3 oameni de afaceri clujeni și 2 jurnaliști, a fost însoțit de directorul Dorcas Kenya, Edwin Oniancha, și de fondatorul organizației Dorcas, Dirk Jan Hrot, din Olanda. Împreună ne-am deplasat spre districtul Machakos, situat la 70 de kilometri de Nairobi. Buana. Yeah, yeah. Buana, huyu ni nani? Yeah, what is his name? Yeah. So you get it. Yes. Then it must be not too no, bad. You are reading it very well. Orașul are 200.000 de locuitori, majoritatea foarte săraci. La centrul înființat de Dorcas în Machakos, am întâlnit o parte din beneficiarii proiectelor. Oameni infestați cu virusul HIV-SIDA, orfani sau copii fără posibilități materiale. Dina este seropozitivă, își crește singură copilul și câștigă 5.000 de șilingi kenieni pe lună, echivalentul a 50 de euro. Visează la un viitor mai bun pentru băiatul ei, pe care vrea să-l vadă la colegiu.
Mi kwa tuseme kwa mfano, saa zingine kazi inaendanga inakuwa chini, saa zingine hakuna pesa. Lakini kwa siku unaweza tu kutengeza nguo 4 5 hivi kama kuna pesa. Saa hiyo unaweza ukauzia customer. Kuna customer wale wanakuja moja moja, na saa zingine kuna wale wanakujanga kama tuseme kama kikundi. Hao wakija unawajaji, hao wanakupatia pesa, unawashonea kama as a group. Tuseme kama wako na harusi au unapima tu wanaenda tu. Na naona huu mradi unatusaidia sana kwa vile watu wengine za zingine wakitengwa wakija hapa kwa support group wanakuta kuna watu kama wao wanajiona si vile wako, na manager anatusaidia sana kama anatuchukua tunaanza kama group, tunafunzwa kushona hizi, tunafundishwa kutengeneza hizi material, tunaendelea na kuuza, tunajisaidia pia. Dina nu este singura beneficiară a proiectelor Dorcas. În centrul asociației din Machakos ne-au întâmpinat cu cântece africane peste 50 de copii adoptați financiar și 70 de bolnavi de SIDA. Cinalango ni Attila. Yeah. Attila. Attila. Yeah. And I come from Romania. I work for Dorcas in Romania. Întreaga echipă din România a asistat la un curs de consiliere a persoanelor seropozitive din Machakos. În Africa, SIDA este un subiect tabu, iar cei care au această maladie sunt marginalizați. Asociația Dorcas însă îi învață cum să facă față bolii. Oamenii au fost sfătuiți să urmeze tratamentele medicale oferite de organizație, să evite stresul, consumul de alcool, fumatul și să mănânce hrană bogată în proteine pentru întărirea imunității. Și statul kenian dezvoltă programe pentru persoanele cu SIDA, mai ales în urma vizitei președintelui american Barack Obama, care sprijină campania derulată în Africa de prevenire a infestării cu virusul HIV. Lunar, o asistentă de la spitalul din Machakos se deplasează la centrul Dorcas pentru a-i testa gratuit pe beneficiarii proiectelor. To protect myself, because you know you can get HIV and AIDS through mixing with people, even passing on streets. You can maybe have an injury and another person has, then you mix, the blood mixes, you know, you can get HIV and AIDS. And it is good knowing your status, because you learn how to keep yourself. Like a youth, if you are negative, you will learn. By the time you'll be old, you'll know your status and you'll keep strong. If you are HIV positive, it is good you know early so that you can know how to keep yourself. I am negative and I'm proudly to say I am negative. Deși mulți dintre africani au această boală incurabilă, bucuria de a trăi nu le părăsește. Reușesc să fie împăcați cu suferințele fizice și sărăcia care le înconjoară. Copiii orfani sau fără posibilități materiale sunt sprijiniți financiar cu 25 de euro pe lună. Cursurile unei școli în Kenya sunt gratuite doar până în clasa a 5-a. Dorcas sponsored children, they are the most beautiful and talented children. Is that true or not? Because when you have a sponsor in abroad, you have to study harder than you should normally do. Sometimes you are too young to think about your future, but take it serious, because without education there is no future. Next time when I come again, I want to see you grown up and and all of you to be the professor. Yeah.
Probabil că nu toți copiii sponsorizați vor deveni dascăli, dar cu certitudine toți au vise mari. Îi putem ajuta și noi să le ducă la bun sfârșit. Dorcas România sprijină o parte din copiii kenieni. I'm a student in Lenana School, one of the national schools in the country. I was enrolled in this program in 2001 and since then I've seen its support. It has supported me in my uniform, it has paid my school fees. It has also settled my hospital bills and I'm grateful so far because now I can see a light at the end of my tunnel. As in I can see my dream now because I'd like to be a cardiologist and I'd like to help other people the way I was helped. So this program is making people's lives change and we are just happy, we are grateful and glad that you have supported us through from our childhood up to now. So we just say thank you and the others who are not here, just give them our thanks and we are grateful. Thank you. Dorcas le oferă celor incluși în programe și o masă caldă, pe care au savurat-o în aer liber. Încântați de oamenii pe care i-am cunoscut în Machakos, le-am lăsat un semn de aducere aminte. O să vin să-l văd când o să fie mare. Ne-am îndreptat apoi spre casa unei beneficiare Dorcas, o mamă infectată cu virusul HIV și paralizată la picioare. A fost părăsită de soț în momentul în care a aflat că este seropozitivă. A rămas cu cei trei copii minori, dintre care unul are SIDA. Casa în care trăiesc nu are curent electric, iar singurul obiect de mobilier este patul în care doarme cu copiii. Kama maziwa na vitu vingine pia na kusaidia watoto wangu. Un caz similar este cel al unei femei de 40 de ani care își crește singură cei trei copii în urma decesului soțului. Îi este greu, dar a reușit să găsească forța de a învinge SIDA și diabetul printr-o atitudine pozitivă asupra vieții. The project is helping me to a level that I don't get so much stressed in school fees. They buy school uniform for the kids. I also have a goat which is giving me milk. So when I take the milk, I feel strong enough. I have chicken. So when it comes to protein, I have eggs. When I want to have meat, I can take a chicken and eat. I have no any child which is HIV positive. I'm the only person who is HIV positive in that family. But they all love me. The current that I have is they all love me. Even my sisters and brothers, they love me. My father died last year, so I have now left with my mother. And we stay happily. They don't stigmatize me. So that is why they are giving me challenge of living. I still have current on those two illnesses and I take care of my kids. My firstborn now has two kids, so I have two grandchildren. My secondborn has completed form four. He's now in college and the lastborn is in class six. So that is the match I have. I'm trying hard to make sure that my child and all my children have gone to school and completed school. I'm ready to help my grandchildren and I'm ready to see the children of my grandchildren. So I'm not ready to die.
Viața este un dar de la Dumnezeu și trebuie prețuită ca atare. Cu această lecție învățată, ne-am deplasat spre casa unei familii care și-a îmbunătățit nivelul de trai în ultimii ani, grație ajutorului de la Dorcas. The home was not like this, it was different, but we have been training the parents in spite of sponsoring the child. We train the parents, we show them how to farm, we give them seeds, we give them tanks like that. And so they have been able to farm, they plant tomatoes, you'll see them in the garden, they sell, they earn a living, and they have been able to improve their lives. This is Christine Mwangangi, one of the parents of the sponsored children. When we started sponsoring this project, they really had nothing. So we took one of their children in the sponsorship program, and through that sponsorship program, we also trained the parents. And we started training them on income-generating activities and what they can be able to do in order to improve food security within their own homes. And Christine started growing tomatoes, and also we assisted her with the seeds so that she can be able to improve production of tomatoes. And then out of the sale from the tomatoes, she was able to improve her house. Now she has a better house than she used to have. She was also able to buy some goats so that she can be able to improve the income of her family and also be able to send other children to school. So now she's getting an income from the tomatoes. She's also getting the income from the goats. And she also has some chicken that she's also keeping in the house. And this gives her household some income. So it's one of the improvements of this project of sponsorship. După ce am aflat ce transformări majore asupra întregii familii aduce cu sine sponsorizarea unui copil, ne-am îndreptat spre o școală din Machakos, unde există elevi adoptați financiar de familii din Cluj. Nu ne așteptam să fim primiți de copii cu atâta entuziasm. Unii dintre ei nu au văzut niciodată oameni albi, adică muzungu. Directoarea școlii ne-a prezentat situația la învățătură a elevilor adoptați financiar prin programele Dorcas și beneficiile acestora. They have assisted these children, number one, to meet their education. They have facilitated for these children's learning materials, starting with the uniform. You can see they are neatly dressed compared to the others because they are sponsored. They come from disadvantaged families and they feel good when they are properly dressed by somebody else who has been touched in the heart to provide for the same. At the same time, they coming from a poor background, you find that food is a necessity. A child cannot learn with the empty stomach. So redeemed child sponsorship has provided for the same. They normally take lunch here in the school, and the school has taken initiative of improving the diet even further by growing some vegetables. When I had both parents, we were living happily. My father was working, and my school fees was being paid well. When we continued working, my father got sick and he passed away. I was left with my mother. So my mother started doing job so that he can provide for us and pay for our school fees. So we stayed with him happily. He paid for my elder sister. He finished form four and she was looking for a job.
But when she was doing a course, my mother got sick and she died. And we are left alone. We are left in the house, four of us, my elder sister, my brother, my sister and I, the last born. So we continued staying together. My sister looked for a job and she found a job. Then she started providing for us. When she was doing his job, she was providing for us food and sometimes school fees. One day when I was just around the school, I was called by the head teacher, and he told me that the sponsorship would want to write me in the program. So I was very happy because I knew that I would study very hard and achieve my goals. So I went to the Redeemed Gospel Church and they registered me. I waited until the year 2010 and I had a message that I was sponsored. So I was very happy. Since that day, my performance have been very good. I've been performing well. I've been discussing with others and my life was just as normal as the other life which I had when I had my both parents. So they were providing for me food, clothing and shelter. I'm so glad. I pray for the sponsors because they have really changed my life and may God bless them. Corogocio este o suburbie a capitalei Nairobi, o lume pe care mulți dintre noi o văd doar la televizor. 300.000 de oameni locuiesc într-o sărăcie și o mizerie greu de imaginat și asta la doar 10 km de centrul capitalei. Prima oprire a fost la centrul Dorcas din Corogocio, ridicat în urmă cu aproximativ 20 de ani, când a început activitatea organizației în Kenya. Am făcut cunoștință cu beneficiarii proiectelor Dorcas, care ne-au întâmpinat după obiceiul lor. This was the first Dorcas project in Kenya. We started the project in 1991, before this center was built. You know, we were helping the street children through a Saturday program. We were feeding them, we were taking care that they took a shower, and we took care of the food. Now, all of the things were done on the church compound. And on another day, I was there with the board members from Dorcas from the Netherlands. And we had a lot of clothes with us, and there were 50 street boys. Now, we took the old clothes, we gave the new, and the old we burned. The name Korogosho means that a place where all rubbish, all the tins, everything is put together, that you cannot know what to find where. And people thought and saw that it is poverty and ignorance, lack of education, lack of direction, and lack of spiritual growth.
all these things where they found out why the people are messed up here and why the children go to snuff that is tough and they are messed up, their brains are messed up. And people get together and say these things are very easy to solve out. It is easy to help people to overcome poverty, even though it is slowly and gradually, but finally it will be done. And they also thought ignorance can be removed from somebody by encouraging somebody the way to live. Education, even if they don't go to university or very high education, very high education, they can still be educated on small major things, small things, day-to-day life, how you can live. And also lack of direction, because they don't know what to do. They just come and dump here, they don't know where they are. So it is important, it was thought it was easy to give people direction. Unii dintre beneficiarii proiectelor Dorcas și-au spus povestea vieții lor prin care au reflectat ajutorul oferit de organizație. Fără acest sprijin, visele lor nu ar fi devenit realitate. I came here in 2002, so you can imagine 2002, the way I used to look, I was very young, and we have gone, where we are going, it is not far, but where we have come from, it is a very far place. I feel happy with this uniform. I'm very happy with wearing this uniform, because there are places, there are those people who didn't get a chance to wear this uniform. And me, I got a chance to wear this uniform. In our Premier League Kenya here, the team that is leading, I'm in the junior team under 20. So, a goalkeeper doesn't just stand there, but there are some principles. Concentration, positioning, so that you keep your eyes on the ball so that you can make it. It doesn't matter how many times you fall down, but what matters is how many times that you have fallen down and you have wiped yourself. I joined Dorcas 1996 when I was rehabilitated from town, from street. I was a street boy, and I can say, and I can at least satisfy that I am whom I am today because of Dorcas, and I will be whom I will be in future if I will focus to my vision because of Dorcas. And I say that because of Dorcas, at least I have tried, at least even myself, to change the life of other children in our community. Children, they have changed their life. At least we have seen the children changing from negative perception to at least to positive perception. So I know that today I am here because of Dorcas, and I encourage even my brothers at least to take charge and to be focused and to have visions, at least for them to be in a position to be people of good integrity to our society. Thank you very much. Am vizitat și centrul pe care acest tânăr, susținut de Dorcas pentru a urma cursurile unei facultăți, l-a construit cu o finanțare din partea statului Israel. Este vorba despre un centru pentru copiii din Corogocio care s-au născut cu diverse dizabilități. So you understand Îți trebuie curaj să vizitezi suburbia Corogocio. Am fost însoțiți de gardieni înarmați, deoarece mulți infractori se pierd prin mulțime pentru a scăpa de poliție. Populația de aici, compusă în special din refugiați din alte țări africane, se confruntă cu probleme legate de sărăcie, mizerie, vagabondaj, consumul de alcool și droguri. Acestor cauze li se adaugă și bolile, în special SIDA. De aceea, majoritatea oamenilor din Corogocio au sub 30 de ani. Dar viața își urmează cursul ei chiar și aici.
Pe lângă alimente și îmbrăcăminte, dar și suportarea costurilor legate de școlarizarea copiilor, Dorcas îi consiliază pe unii dintre beneficiarii proiectelor în vederea dezvoltării unei mici afaceri. Este cazul unei familii care și-a înființat în Corogocio un atelier de încălțăminte. Angajații confecționează sandale cu talpă din anvelope uzate, dar și pantofi clasici pentru cei cu o situație materială mai bună. Suburbia Corogocio, oamenii trăiesc în clădiri din piatră, barăci, din table sau case construite din pământ. Împreună cu echipa Dorcas am vizitat blocul în care locuiește în chirie o familie cu 6 copii, sprijinită de organizație. Pentru a urca la etaj a trebuit să luminăm scările cu reflectorul camerei de filmat. Străzile din Corogocio sunt aglomerate la orele amiezii. Copiii se întorc de la școală, adulții caută ceva de aleguri sau își cumpără la pungă mâncare gătită. Un produs care nu lipsește din meniul african sunt lipiile numite chapati. Am traversat și râul Nairobi, care străbate suburbia Corogocio, pentru a ajunge în cealaltă parte a cartierului. Acolo se află groapa de gunoi a capitalei, de pe urma căreia trăiesc 900.000 de oameni. Ei adună resturi alimentare, plastic și orice poate fi vândut și refolosit. The opportunities are sometimes limited by the fact that probably they don't have money in their pockets, they cannot be able to go to school. Sometimes probably the government has not really taken a step to really assist them. And then the facilities that do exist within a slum like Corogocio are very minimal. As you saw, there is no infrastructure, there is no clean water, there are no roads. So all these factors really make Corogocio a very tough place to live, especially for children, because children then get exposed to diseases, and then there are also problems like rape for the children. There are also problems of alcoholism, and the people have really given up. But I think, yes, they have hope, because we can give hope to these people. Am pornit dis de dimineață din Nairobi pentru a ajunge în localitatea Chuka din districtul Meru. După o primire călduroasă, am aflat mai multe despre oamenii de aici, în timp ce serveam ouă fierte, pâine și fructe. Cu această ocazie, am aflat cum se curăță ananasul. Începutul lucrării Dorcas în Meru a fost greoi din cauza tradițiilor păgâne africane. Some of them in the beginning refused to come to us because they thought if they come to us we are devil worshipper. We want the blood of the people. So we are taking the children, buying them, and then we can take their blood. They refused. But then when they saw that we were not interested in those things, we are just educating the children, they began now coming in again.
În prezent, sute de persoane din Meru sunt incluse în proiectele Dorcas. O parte dintre ele ne-au oferit un program artistic, însă și noi le-am impresionat cu câteva cuvinte în limba swahili. Jina langu ni Attila. And also he taught me to say ninachua kiswahili kidogo. I-am cunoscut și pe cei 12 tineri adoptați financiar de familii din Cluj-Napoca. Majoritatea sunt liceeni, iar doi sunt studenți. Dorcasul sponsorizează în prezent peste 200 de copii numai în Meru. I'm Anne, one of the sponsored children. I started in class 3, but now I am in university level. I'm doing a Bachelor of Education, which was my dream, and I thank God for that. May God bless you. I started being sponsored when I was in standard 3, and now I'm in secondary. I'm doing great. I'm aiming to be an engineer. You have to know that we are honored to be in this position, which you all say that your life has been changed. But you have to know that the life of the sponsors was changed by the fact that they could be of a help or part of this process, this wonderful process of you growing and learning. So we have to thank you that you have changed our lives as well. Because now these sponsors are praying for you. Besides, of course, you see the specific help, but these sponsors are praying for you. These sponsors become close, and these sponsors have a focus and meaning, some of them in their life, by having you and having your picture. You have to know that we all have your pictures home, and having your picture there. So we have to thank you, and I would like to shake hands with all of you and say that Munga Kubari. Don't you do it? I give you this back. Now you see, this is the family that has chosen you, and she is one of my colleagues. Yeah. See, Tanya, Christina. So they have three kids. How old are you? Huh? How old are you? I'm 17. They told me to give it personally, so now I'm giving it personally. With their best wishes to you. And all that God can give you in your life that you wish should be theirs. Voia bună nu a luat sfârșit și n-a fost transmisă de grupul Oil of Joy, din care fac parte numai persoane infectate cu virusul HIV. Kwa sababu kimenisaidia sana, hata wenzetu hapa wamesaidika sana. Tunakutana kwa mwezi mara moja, tunakumbushana kukunywa madawa. Wengi wetu wanakuja wakiwa na stress, tunaongea mtu anapunguza stress zake, na tunafanya mambo mingi na mingi na mingi. Asante. We need some more help to be able to continue with our normal lives, especially that medical support for drugs. I know her, and you know she is so enthusiastic about the group Oil of Joy, that I think almost she is proud that she is HIV positive. So she brings it with enthusiasm, and then others become also involved and become also encouraged and to carry the difficulties of the daily life. Only the Oil of Joy. Yeah? Only the Oil of Joy.
În aer liber au început pregătirile pentru cursurile de prevenire a infectării cu virusul HIV și de consiliere a celor care au deja SIDA. Twins. Sasa niliendelea vizuri. Hii kikundi lini support kwa mambo mengi sana. Wakanipatia mbusi na kukwa wakanipatia. Sasa mtoto wanaendelea shule vizuri. Wananisaidia kulipa shule na masiwa kunilipia. Na wananisaidia kulipia shule. Na saida wanakuja hospitali. Wakati mwingine tunakosa dawa hospitali, tunakuja kwa ofisi, wanatusaidia kununua dawa. Hata ikiwa ni 2000 ama 5000 wananisaidia, watoto wangu wanaendelea vizuri. O parte a locuitorilor din Ciuca au început o mică afacere în domeniul piscicol. Ei construiesc, cu ajutorul Dorcasului și al guvernului kenian, un bazin pentru a crește pești. Pe viitor vor avea din ce să își hrănească familiile, dar vor obține și un venit din vânzarea peștilor. Cei mai săraci săteni au și câte un bananier plantat pe terenul comun. Există oameni care o duc ceva mai bine, dar îi ajută și pe ceilalți. Copiii orfani primesc de la Dorcas câte o capră. Însă nu toți gardienii, adică persoanele care au grijă de orfani, pot crește un animal. O femeie mai înstărită și cu o inimă mare a preluat toate cele 6 capre ale orfanilor din vecini pentru a le crește, iar apoi împarte venitul cu ceilalți copii fără posibilități materiale. So, we have a saying as an organization that together we can make a difference. Cu acest motto în minte am plecat spre casa unei femei în vârstă de 34 de ani care are SIDA. Trăiește în niște condiții greu de imaginat. Ea nu s-a putut alătura activităților grupului Oil of Joy din cauza bolii avansate. Întâlnirea cu ea a fost o lecție de viață pentru mine. It's possible. Yeah. You're proper medication. Yeah. Sasa wakati nilipimwa hao watu wa Oil of Joy ndio walikuja hapa wakanichukua hata nilikuwa mgonjwa sana mwezi wa niko na miezi miwili sasa kama nilikuwa nimelala hospitali hao watu wa Oil of Joy ndio wakanichukua hata chakula ndio walikuwa wananiletea na hospitali wakanilipia nikifua na tanda saida na kunandawa za timbi nasikia kutetemeka tata yangu ni mtoto wangu yule kwa shule
Yeah, asome. Kaenda university. Sababu gani mwaogopi? Juu ile nilienda hiyo nini na inanisaidia sana. Unajua tamu. Okay. Mutătenii este o zonă care aparține de districtul Machakos. Aici există câteva diguri și bazine de colectare a apei de ploaie, atât de prețioasă în Kenya. Doar 3 luni pe an plouă în această țară, în rest este perioada aridă. Pentru a crește culturile, acestea trebuie irigate. În ultimii ani, Dorcasul a construit în Kenya peste 200 de diguri și bazine și a organizat cursuri prin care oamenii sunt învățați să facă agricultură. When it rains, that we can be able to harvest water and preserve this water for horticultural activities like studying small kitchen gardens, growing food around subsurface dams, so that when it's not raining, still people can be able to have food in their own homes. So that we are sort of multiplying the potential of people to have as many options as possible. Because as you can see in the background, there is a maize growing. This is drought tolerant maize. It takes only 3 months to grow. So you grow it when still there is enough moist in the ground. Nu departe de acest dig, comunitatea de săteni a săpat cu sprijinul organizației Dorcas un bazin de colectare a apei de ploaie. Din păcate, am aflat că oamenii nu folosesc această apă doar în agricultură și în gospodărie, ci și pentru băut. Nu este de mirare faptul că suferă de boli provocate de apa nepotabilă. We had no water here. Actually, when Dorcas and when we communicated to Dorcas, actually they accessed us. And then we got this dam. After getting this dam, now we had water. Then we started farming. We organized ourselves. Cu gândul la apa pe care cei mai mulți dintre români o avem la discreție în casele noastre și de multe ori o irosim, ne-am îndreptat spre un grup de oameni care învățau cum să devină buni agricultori, având în vedere condițiile climatice ale Keniei. Ne-am așezat confortabil pe locurile noastre și am asistat la consilierea agricultorilor. Au fost extrem de atenți la curs, și-au luat notițe și au apreciat faptul că cineva îi învață și pe ei cum să-și îmbunătățească traiul de zi cu zi. Rezultatele cursurilor de agricultură le-am văzut materializate într-un magazin ce aparține unei beneficiare a proiectelor Dorcas. După consilierea în domeniul agricol, femeia a reușit să își deschidă un magazin unde vinde legume cultivate de ea, fructe și alimente de bază. Deoarece în zonă nu există curent electric, femeia a confecționat din cutii de conserve lămpi cu fitil care funcționează cu petrol. Ai văzut ce se poate face din conserve? Pentru echipa Dorcas din România, experiența din Kenya va fi de neuitat. În inimile noastre există un loc pentru oamenii de acolo. Am învățat de la ei ce înseamnă simplitatea și bucuria de a trăi, indiferent de condițiile de viețuire. Ne-am dat seama că România este o țară binecuvântată și ar trebui să o privim ca atare. Eu personal sunt convins că responsabilitatea noastră nu se limitează doar la familia, la comunitatea noastră cea mai apropiată, deși bineînțeles că acesta este prima noastră arie de responsabilitate. Cred că fiind creștin trebuie să fim sensibili față de nevoile și problemele oamenilor, chiar și din Kenya. Eu cred că prin acesta cei care participă, cei care donează, cei din România care se implică în aceste proiecte vor fi binecuvântați, pentru că așa spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, prin dărnicie Dumnezeu va binecuvânta pe cel care dă. Deja ne rugăm, Doamne, te rugăm pentru cei din Kenya, pentru cei din
Africa în general, dacă noi stăm nepăsători față de planurile pe care le are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Sunt două lucruri care m-au impresionat. În primul rând, lucrarea Dorcas de aici. Am putut să văd nu numai o lucrare periodică, temporară, ci lucrarea care se face de ani de zile, ca și cum ai planta o semânță de stejar și după aia vezi o lucrare care de zeci de ani deja aduce niște rezultate formidabile. Și în al doilea rând m-a impresionat faptul că acei ce au fost ajutați de-a lungul timpului, fie cu parte de sponsorizare, fie cu parte de agricultură, au ajuns la rândul lor să multiplice ajutorul care l-au primit și să ajute ei la rândul lor pe alți tineri, pe alți oameni cu dezabilități. Am văzut tineri care au fost sponsorizați și acum sunt profesori, oameni care au fost ajutați și acum la rândul lor au centrele de copii cu dizabilități și așa mai departe. M-a impresionat foarte multă sărăcie. Unde am văzut atâtea lucruri care nu mi le-am putut imagina că mai există pe planeta la ora actuală. Și una dintre lucrurile care m-a impresionat, lipsa de apă. Și văzând cu câtă gingășie își colectează apa de la orice acoperiș, unde ar putea apărea un pic de ploaie, la fiecare capăt de locuință există un rezervor în care colectează apa pe timpurile în care ploaia nu mai vine pe pământ. Ca ei, în timpul acela, să aibă resurse să se poată spăla și să-și poată întreține lucrurile de pe lângă casă, animalele și chiar ei să se poată spăla. E un miracol al transformării. Vezi oameni transformați din oameni trisați fără speranță în oameni care știu să zâmbească acum și să mulțumească foarte frumos și să aprecieze această transformare prin care a trecut cu ajutorul Dorcas și, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Poporul acesta și oamenii pe care i-am întâlnit, i-am văzut că trăiesc cu atâta pasiune și să-i îs implicați așa de puternic în viața lor. Îs așa de dornici și am văzut atâta pasiune în a trăi și a face ceva pentru a schimba modul de viață în care îs. În continuare doresc să susțin unele din campaniile de aici, din proiectele de aici, prin sponsorizări din partea firmelor mele sau nu numai, ci aș vrea să prezint tuturor colaboratorilor și prietenilor mei, chiar să fac întâlniri în care să prezentăm ceea ce am văzut aici și prin aceasta să știm să le luăm banii din buzunarele lor, să-i canalizăm pentru Kenya. Mie îmi sunt dragi copiii și unul dintre proiecte o să fie în adopția de copii și de altfel și activitatea mea fiind în construcții, am să mă implic și în construirea de case și proiectul acesta aș vrea să-l dezvolt și având și tangențe cu mulți oameni de afaceri tot din aceeași branșă, am să le prezint și să promovez mai mult proiectul acesta de construcții de case. Având în vedere că și investiția față de bugetul unei case din România, față de bugetul unei case din de aici, îi diferență foarte mare și vreau să vorbesc mult despre diferența aceasta, adică cu puțin bani de acolo aici se poate face un lucru extraordinar. We traveled around in a country in Kenya. We saw a lot of problems. People were suffering from hunger, from all kinds of diseases. And when you see this, you have to ask yourself in which way can you help? And that is the reason that we are in Kenya. The poor people in my country, the Netherlands, and even the poor people in Romania are the most richest poor in the world. It depends how you compare it. I have been not long ago in Sudan, and then I met thousands of people who have to search two or three days before they get a hot meal. Then you see a real that you are poor, and they don't have their own house. They have to live under the tree or whatever. I tell you, that is terrible. I met also people who are living in a lepra colony, and without any medical treatment or medical help. And when you speak with a lady and who has no
the hands are, the fingers are gone, the tools are gone. They can't walk and then say, how can I help you? And when she said to me, please cut my legs because I have so much pain, I can't handle it anymore. And then she is an example of thousands of the people. And we can't accept this. In Africa,